Salut, Bezi, fete, bine v-am găsit, dar s-a schițit foarte bine titlul, este, da, Generația Anime. Deci acum să vă explic, înainte să începem asta episodul propriu zis. Deci aceste generații, aceste topuri, nu sunt oficiale, eu l-am inventat eu, deci, da, în caz dacă nu era înțeles la sine. Dacă unii nu se dau seama că nu există așa ceva, adică că nu există cele puțin. Am digresat în astea animele care sunt puse astea pe categorie din fiecare an, chestii, astea, știi, dar astea făcute de mine, m-am... Deci să vă spun așa, mi spoiler așa la Fairy Tail acolo, deci da, foarte mișto. Deci da, unde se spune despre generația de Dragon Slayer, prima generație, a doua generație, a treia, a patra, a cincea, a șasea, a șaptea, a opta și tot așa. Deci, da, a treia generație. Și m-am inspirat eu așa, da, și chestii. Și da, ia stai mă, ia să fac și eu ceva, idee de videoclip pentru YouTube, stai. Să fac aici, generații la anime, pentru că de ce nu? Să o să explic generația la anime, chestii, adică, da. Acum cam v-am explicat că mi se treaba aia să trecem acum la prima generație de anime. Yay! Prima generație de anime care nu prea arată ca animele din ziua de azi, dar e alta. Adică e prima generație, adică da. Din anul 1917, adică nu glumesc. Chiar din anul ăsta, adică nu glumesc, adică... Chiar nu glumesc, adică din anul acesta, adică... Desenele, primul desen parcă era inventat undeva prin 1914, pe undeva pe acolo, parcă mai devreme înainte de primul război mondial, oricum, parcă pe acolo era, oricum, da. Și seama asta, puneți pe acolo și fac e pe acolo, adică animație, adică e, așa cum făceau americani sau chine făcea desenele astea, iar arătau la fel, adică nu le-am văzut pe astea, dar din imaginea astea, de pe animelist da, și oricum, asta este o categorie așa, îl pun pe categoria așa de categorie, așa de buget, să fie foarte clar. Deci, eu sunt aici de mai de buget, că de, n-am bugetul necesar să fac, deci, că n-am văzut animelul și de sunt prea vechi și nu prea mă interesează. Și astea țin 4 minute, un episod, ține minute, și unele sunt scurte și chestii. Da. Da, și în caz dacă nu s-a înțeles, treaba asta, adică, este pentru fan, adică, le fac așa la mișto, adică, da. Dacă este chestii, dar da. Deci, acum, în toamna anului 1936, cu 3 ani înainte de al doilea război mondial, chestii, da, chiar că în acest an a venit Mustață la putere. Da. Așa. Dacă m-am înțeles, deci, da. Acum, asta e prima generație târzie. Târziu. Prima generație de mai târziu. Care înseamnă prima generație, dar târzie asta. Este, adică, e prima generație, numai că puțin mai schimbată. Nu prea mult, ca prima generație, dar... Este puțin așa mai schimbată, mai bine făcută, numai că nu este la fel, adică... Da, cam asta e faza cu prima, asta cu prima din generație târzie, adică da. Iar acum a doua generație. A doua generație este aici, deci da, acum în anul 1947, cum sună asta, adică parcă ar fi ceva istoric, cine este de istoric, adică o luăm așa pe ani, mă rog. Dacă înțelegeți că vreau să spun. Deci, da, au isa sunetene cotoraken. Sunetene cotoraken. Deci, sunete cotoraken, deci, da. Dacă mai frumos mult, s-ar putea să mus limba, adică, da. La familie of cash fiind a fazna omless kitten and take him to in their home, but officially they can zealous about the attention and look at the other one and wonder and 20 minute, un episod, da, mă rog. Tot doamna, bla bla bla, și chestii. Adică aici este a doua generație, este puțin mai avansată. Chestii, dar nu chiar asta. Dar este mai diferită de prima generație. Este, da. Și dacă este a doua generație, că da. Și în plus nu aveam cum să o spun iar trigie, trigie, adică da. Iar acum, a treia generație.
Aici frumos, you made me dozy. An early toy film direct by Take. Toy Animation, acum văd că s-au făcut de la Toy Animation. Lol. Da, una dintre cele mai populare companii de anime din întreaga lume, dacă nu chiar cea mai populară din întreaga lume. Avem aici One Piece, Dragon Ball, Z, GT, Sailor Moon, avem aici de toate. Clenet, mă, au făcut pe ăștia, adică, da. Făcut în China, au făcut în ochina că e mai mișto animeul din întreaga lume. Da. Mișto. Acum văd că e făcut de Toei Animation. Acest anime, You Make Me Dozy. Și mai că arată ca în anime din ziua de azi, adică a treia generație, anul 1956, deci da, frumos. Ce să spun, adică seamănă cu filmul la cum sunea Du la parcă, nu mai știu cum era un chinez acolo, Disney era filmul parcă, așa, și nu mai știu filmul. Numai că nu l-am văzut, adică era acolo o fată care vrea să intre în armata chineză și cam da. Mă rog, nu am văzut filmul, dar am auzit așa pe YouTube o poveste că de eu nu mai știu cum așa, cu Dai Disney, parcă era filmul acolo vechi oricum, oricum a venit și remaster, chestii, real live, action, adaptation, chestii, deci da, acolo era o fată care vrea să intre la armata chineză, dar nu poate pentru că e fată, chestii și reușește chestii, dar de-aia mă rog, nu dau spoiler, dar da, cam asta e povestea, adică da. Așa arată grafica acestui anime care văd aici, o Memi Douzi. Ok, a patra generație, deja începe să fie să mai, da. Acest anime, Tetsuan Atom, este un anime până anul 1963. Făcut deci, da, ăsta știi că acest anime ar trebui să fie știi că primul Souden. Chiar aici demografică, Souden. Teme Mecha, Adaptation, sursa este manga, studioul este Musi Production, asta nu prea contează prea mult, nu cred că ne interesează prea mult așa. Ia uite, în anul 2003, ăsta a fost făcut în anii 63, dar aici sună în anii 2003, adică da, un profesorul Tenma îi se distra pe aici, nu știu că nu prea știu multe engleze, chestii, mă rog, știu engleze, dar nu știu toate, este o monedă de mașină, chestii, loses himself in his latest project, Tarantino Tom, vorbe lumea, care să fie programat, să fie mereu bun, pentru totdeauna. Deci este un băiat robot cheva care, nu știu, e sau da, deci tehnic apără la omenirea, că e sau da, adică e cu bătăi, chestii, adică da, chestii, că e sau da, adică da, a patra generație. În iarna, winter, da, iarna, hai să terminăm la următoarea generație. Ierarhia, anul 1968, a patra generație târzie, da. Pentru că nu s-a schimbat prea mult de față de a patra generație, dar nu, nici nu s-a schimbat prea mult, dar încă se află. Aici pe care avem. Deci, da. Gegege no Kitaro și Wanpaku Tentaiden. Eu sunt aventură, comedie, fantezie, horror, supernatural. E clar, pe ăsta nu pune așa la marcaj pentru mai târziu, acest anime. Film sau ce o film, nu, anime, adică da. Nimeni. Bun. Iar aici avem a cincea generație. Da. A cincea generație, avem aici în anul 1971, și avem aici Lupin 3. Chestii. Gege no Kitaro, da, este anul 1971. Genshi Souden Ru, chestii este sunt la și nou pe la televizor, chestii.
La televizor care încă continuă, Sasae-san, mamă de Sasae-san, încă continuă, din anul 1969, încă continuă și astăzi. One Piece care are peste 1000 de episoade, lunea, hata, ta să vedeți anime-ul acesta, Sasae, Sazae-san, care are 1500, și nu mai știu cât de episoade, dar tare, că cred că a crescut numărul ăla. Deci încă continuă în ziua de azi. Achizia, nu glumesc, adică, voleu, așa de multe, e comedie oricum sunt chestii, adică Slice of Life chestii, Slice of Life, deci da, Attack on Number One, deci da, asta e a cincea generație, adică, hai să începe să arate încet încetul cu anul din anii 80, pe acolo, pe anii din ziua de azi, din 2000 mai bine spus. Da, unul cum cred că pe aici s-a început să fie mai așa mai, cum să spun, istorică, da, mai epic, așa, mai cult, de ceva, și mai cu poveste mai bună, mai cu bruget, adică da. A cincea generație târzie, nu se schimbe prea mult de clasic, este anul 1930 și tins, nu se schimbă prea mult de a cincea generație, dar s-a schimbat ceva. A cea începe să fie cu roboți. Deci, UVO Robo Grandizer. Începe să fie ceva cu roboți, chestii. Începe să arate așa, cum să spun. Așa, desene astea așa, care l-am avut eu la, parc, la Minimas, parcă erau. Nu știu câți au văzut, dar erau vrăjitoare ceva. Nu mai știu că e vrăjitoare Bibi sau... Da, asta e. Vrăjitoare Bibi. Da, vrăjitoarea Bibi. Și au cam aceeași grafică așa, seamănă puțin așa din anul acesta Tapte Sittins, din anul Tapte Sittins, deci da. Dar oricum avem roboți. Deci, nu știu, cred că prin acest an, numai că nu știu, nu știu dacă caut acum, Transformers, First Generation, Year, Production, hai că da. Și că Wikipedia spune că Transformers de Transformers Generation 1, prima generație, a fost făcută prin anii 84. Acolo, da, oricum, cred că existau făcute în mecanic câteva zile, nu știu ceva cu roboți, că văd că e full, adică e plină cu roboți, cu mașinerii, chestii gigante din astea de metal, adică cam Transformers. Și la fel ca la mine, cred să fie unii de adeptul titani, direct, adică direct titani. Deci nu sunt roboți, deci sunt titani direct, adică nici Zeus nu se bate cu așa ceva. Cam da. Asta generație. Deci aici începe să fie mai avansat, dar nu prea, prea, nu este chiar la fel de avansat. Este mai puțin mai avansat decât cred din Tatis 1, dar aici sunt în anii 80, adică da. Avem anime-ul, chestii începe să fie puțin mai așa. Să-mi psamene câte închetul cât de filmul ăsta din ziua de azi, cred de da. Deci da. Da. Deci, da. A șaptea generație timpurie. Adică, dacă tot există Evo Mediu timpuriu, Evo Mediu, chestii, deci nu, să-l pun aici, deci da. În anul 1988, se avem aici anime-uri cum ar fi Oishibo, chestii, Dragon Ball era, în originalul Z, acolo este originalul, clasic, Beatul Maimuță când era copil, Goku. Dar încă ideea era TV, televizor, continuă încă. De ce să nu cred că era cea mai populară de atunci. Numărul 1, facem să vedem. Și tot așa, a șaptea generație timpurie, avem mai chiar anime-uri. A șaptea generație, anul 1990. Am mai chiar aneul Katou Ninden Neha Ne, mai că nu știu cum țară. Atât eu să-mi pronunț. Păi ăsta Ninden Ninden Katou Ninden Neha Ne. Mă rog, niște pisici, din câte văd eu,
Da, pisică că văd acolo Necoyo. La televizor continuă Dragon Ball Z. Z. Dacă în 1089 a fost asta făcut, avem aici Zangalo Book Soden Mongol. Ce-au făcut bă ăștia? Au adaptat Tarzanul ăla, cum se numea? Omul numai din lungă, Tarzan parcă era, se numea, nu? Și măcar nu mai știu. Sunt aici anime-uri, chestii. Dar unele anime-uri aveau bugetul necesar să fie tot așa frumoase, unele n-aveau prea mare buget. Chestii, dar oricum încă erau, sunt convinsă, erau mai bine făcute decât cele din America, să știi, din alte state. Ierarhia a 8-a generație. Avem anime-uri Yuu Ketsume Miho la televizor, Dr. Slump, numai că nu știu cum ar fi să-mi pronunț pe ăsta, cu cum se numea Aranze, parcă se numea, numai că nu mai știu, care a apărut și în Dragon Ball. Pe acolo, chiar și în Super a apărut. Avem Dragon Ball GT, care continuă la televizor, chestii. A, suntem în anul 1997. Avem anime-ul aici, deja începe să fie Golden Egg. Deja avem anime-ul, deja încă puțin și devin populare în străinătate, dar da. A 8-a generație timpurie. Asta, timpurie, da. Dar am găsit numărul. Deci, a 8-a generație 1990 Teens. Avem chiar anime-uri cum ar fi Slayers, Fuzigi Yugi, Sebi Shodan, chestia aici deja. Văd că această perioadă, cum ar fi anii 90, deja încep să fie populare anime-ul Shodan, adică cu bătăi militari, chestia, adică cu bărbați care sunt puternici, clasic, adică eroi, ceva. Genul acela, adică spadasin, chestii, efectele populare și chestii. A 8-a generație. Asta, a noua generație, pardon. Ami, anul 2000. 2000, deja Megami Kousou. Încă puțin se apare Naruto. Deja avem One Piece din anul 99. Anul 99, deja Hunter x Hunter. Avem aici anime-uri legendare. Legendare care sunt frumoase, adică care au influențat foarte mult cultura americană. Animațiile americane, care acum se influențează unul pe altul. Se influențează unul pe altul, cum sună. Japonezii influențează pe vestiți și vestiți și pe japonezi, adică da. Acum au venit și chinezii și coreeni, adică fiecare se influențează pe altul, adică e funny. Da, deci așa mi se pare mie. Da. Dar pe manie, oricum ar fi... Hai să dezi, dar deja sunt populare, adică, mă rog. Da, parcă în anul 2000 a fost dublat Dragon Ball în engleză. Mă rog. A 10-a generație, anul 2007. În acest an s-a terminat Naruto. Și... Sau s-a terminat? Nu s-a terminat. Sau în acest an începe Naruto Shippuden. Shippuden. Deci da, încă avem Bleach, avem multe anime-uri, deja sunt populare de ceva vreme, dar încă nu sunt destul de populare chestii, avem Clannad, avem Suga Kara, avem Minami Ke, mai surf-ul surf, m-am pătat nu până la marcat, că văd după titlul zic ceva, interesant, nu până la manga, mă rog. Da. Deja aici începem deja să avem numai simtele populare în mine, cum ar fi Souden, bătăi, chestii bărbați care vă rămân chimichis. Mamă, chiar nimeni nu avem noi, chiar că nume. Pisici, Neko, deci nu mai avem. Deci încep să fie populare animele cum ar fi cu școli, school. Despre școală că de. Pe acolo. Deci da, acum începe să fie anime cu școală, chestii. Deci am viața cu zi de zi. De da. Chestia sunt anime, da. De atunci. La 11-a generație, chiar deja avem
în anul 2012, și chestii, și deja aveam direct gata. Este arminul deja încep să nu înfluențează, deja încet să pune stăpânire pe lume. Deci da. Arminul cum ar fi Alder. High School DC, mamă, chiar mi-a plăcut arminul acesta. Avem buba să la chiar mi-a plăcut chiar la măza aia, a fost... Mi-e stă, deci da. Lo recorante pentru perverse și în puia că anime High School DC. Dar încă e show dansi, dar e harem, mitologie. E acolo, mă, nu, mitologie, mai mult cu cretinism chestii, adică Isus chestii, Dumnezeu Kamisama, adică Dumnezeu diavolic, e demon, adică da. Nu vă dau spoiler, dar chestiile astea sunt puse de la început, adică prin primele episoade, deci așa că da. Nu este prea mare spoiler, dar e mișto, vă recomand chestiile astea, nu mai chiar dacă... Da, numai dacă aveți plus 15 ani pe acolo, adică da. Că avem boba, adică, nici măcar nu știu cum ar fi să fie afișa mie pus ca vârstă, adică am adunat, adică... Dar oricum am jucat jocuri, am jucat cu toți, jucatea când eram mic, așa că nu cred că e risk. Big deal. Că, genta, e echi, adică sunt doar buba, adică nu se arată părțile chiar alte, adică... De... Amagami, chestii avem mai greu. A 12-a generație. Deja armele de astea sa arem. Începe să fie populare, adică Isekai, Parodie, chestiile, adică avea Isa Konosuba. Vă recomand dacă sunteți fan animelor Isekai și a comediei, în același timp, adică da, e mișto, a fost asta reîncarnare, chestii, adică parodie, adică scrie Isa teme. Reincarnation, Isekai, Parodie, chestii. Adică nu e spoiler, adică asta scrie direct din titlu, adică nu spoiler. Când îți dă direct spoiler, adică pentru că nu se pune ca spoiler, adică trebuie să arată că este perché e vorba deja. E machia di meu, deja nu mai sunt sau de prea popular, chestie che popolare, dar da. Anul 2016 e Garagom Avenfairtale 2014 e la televizor Naruto Shippuden încă continuă, One Piece încă continuă, asta trebuie să spun că se știe deja, Gintama Dragon Ball Super să continuă, încă suntem pachea și chestii. Deci da, Sasae San încă continuă, cred că așa nu s-a oprit niciodată din produs. Deci este bine, IQ Second Season, IQ. HQ, se mai nu știu cum a zis să-mi pronunț, adică da. Deci, a 13-a generație, adică de mai zis, deja este... Avem Shingeki no Kyojin în al treilea sezon, partea 2. Deja e groasă treaba, adică cum să vă explic. Avem One Punch Man sezonul 2, deja se schimbă puțin perioada. Animele sunt în altfel. Deci, Kimetsu no Yaiba, deci, se face sezonul, în sezonul 1 din manga, și după aia se oprește astea, după că s-a terminat acel arc, gata. Pui pauză, peste câțiva ani, sau luni, cine știe dacă fac mulți bani sau nu, sau cum vor ei, cum le taie lor, pe acolo, fac și al doilea sezon, fac și au parte un film, ceva, mai fac câteva OVA-uri, chestii, ceva special să mai facă bănuți, pentru că de ce nu? One Punch Man, aici avem Sekiel, OVA, la Punch Man 1 și 2, acolo pe să facă bani, ca să dea mai mult timp la manga, și asta, pura cât mai vorbim, dar nu cred că sunt la toate astea, deci da. Al doilea sezon, avem Bakugan Battle Planet, da. Pe ăsta nu vreau să o văd pe ăsta. Că vreau să știu care e treaba cu ăsta. Dacă este la fel de mișto sau nu. Dar oricum e pentru copii. Ți-ați ghigem? Mai că nu știu dacă e pentru copii. Mă cu bate plan. Original a făcut, mai că nu știu. A fost făcut original, dar Bakugan pentru copii. Esențial așa, esențial de... Chimezi, nu, e ba... Aiba... Demon Slayer, dacă vă spun mai o să aici demânerea în engleză. Fruits basket. Fruit basket, așa sună interesant. Deci da, cam da.
Iar acum a 14-a generație și actuala generație câteodată este gata, avem anchea Mushoku Tensei Isekai Itra Honki Tasu Pardui Pronunciu cum pot aici, adică Isekai Itara de, adică mulți limba, adică e mai greu așa cu denumirile din astea japonezi. Kimetsu no Yaiba Mugen列車, filmul Demon Slayer, Komi-san nu poate vorbi, chestie, adică Osama Ranking, un copil care e dezbrăcat pe un tron, da. Da. Platon. Aici deja e altfel. Unul dintre anime-uri ajung populare se sunt pe YouTube de trending, meme-uri pe TikTok, chestii foarte tare, adică de filme, la cineva drept, dacă sunt filme, adică cam asta e actuala generație. Cam asta a fost generația anime. Băi și fete, dacă v-a plăcut, iar nu sunt curios când am mai rămas până aici la final. Dacă ați rămas până aici la final, scrieți în comentarii. Scrieți date baio. Să scrieți date baio în comentarii dacă ați rămas până aici. Da? Așa. Ok, pentru Gabi Sensei. La revedere.